Poliția a clasat dosarul în cazul clipului Copiii Referendumului, deschis în urma unei sesizări a 15 parlamentari. Surse judiciare au declarat că Inspectoratul General al Poliției Române a clasat sesizarea depusă de către Autoritatea pentru Protecția Copilului pentru că din cercetări nu au reieșit aspecte de natură penală sau contravențională, informează Mediafax.ro. 15 parlamentari români, dintre care 10 de la PNL, 3 de la PSD, unul de la ALDE și unul de la minorități, au sesizat luna trecută Autoritatea Națională pentru protecția copilului și au cerut să se verifice dacă copiii care au apărut într-un videoclip al agenției de publicitate Papaya în preajma referendumului au fost abuzați emoțional sau economic. Clipul mult discutat, intitulat Copiii referendumului, a fost lansat la începutul lunii octombrie și este inspirat din popularul serial The Handmaid's Tale, povestea slujitoarei și a devenit viral într-un timp foarte scurt. În clip, mai mulți copii care poartă celebrele costume din serial sunt chestionați de Aunt Lydia cu privire la evenimentul evenimentul care urma să aibă loc pe 6 și 7 octombrie. Apar de asemenea mai multe trimiteri critice la PSD, partidul care și-a asumat public prin liderii săi susținerea referendumului. Reîntoarcerea la valorile tradiționale este subliniată în videoclip de o scenă ce are loc în fața casei poporului și în care mai multe femei sunt arse pe rug. Depinde de noi ce viitor le pregătim. Dacă vă pasă, stați acasă. Este mesajul care încheie clipul Papaya Advertising. Conducerea agenției a respins categoric acuzațiile și a spus că nu a existat niciun fel de abuz și că a avut acordul părinților tuturor copiilor care au apărut în clip. Plângerea la protecția copilului a celor 15 parlamentari și sesizarea poliției în acest caz au generat reacții critice vehemente în mediul online.